Parlamentul a pus la dispoziția deputaților, angajaților și vizitatorilor soluții dezinfectante și a amplasat afișe legate de igiena strictă a mâinilor, în timp ce unii aleși ai poporului le folosesc cu încredere, alții și-au adus de acasă propriile produse dezinfectante. Deputații sunt îngrijorați de informațiile privind răspândirea coronavirusului și au luat în serios măsurile de precauție. Trebuie să respectăm igiena și să ne protejăm de virusul, coronavirusul, pretutindeni. E vorba de viața, de sănătatea noastră. Главная мера, как можно больше мыть руки. Я ношу с собой маленький, мне дали дома дезинфектант. К сожалению, здесь не успел пользоваться. După ce s-au închis școlile și grădinițele, unii aleși au fost nevoiți să-și ia copiii cu ei la muncă. Orice măsuri sunt binevenite, eu încă nu am reușit, eu încerc să-mi spăl mâinile cât de des pot și asta îi spun și băiețelul meu Ionel, care astăzi a venit cu mine la serviciu pentru că, din păcate, n-am avut cu cine să-l las. Potrivit responsabililor de la Secretariatul Parlamentului, toți cei care se află în clădirea legislativului sunt informați despre necesitatea utilizării soluțiilor dezinfectante. Vor fi niște medici care vor asista colegii din securitate, care își au oferit serviciile pentru a atrage atenția vizitatorilor, inclusiv funcționarilor deputaților, că există această posibilitate. Deci e vorba de comunicare mai mult decât de atenționare. În pofida avertizărilor autorităților din domeniul sanitar, prin care sunt interzise întrunirile la care participă mai mult de 50 de persoane, Parlamentul nu a renunțat la ședințele plenare în această săptămână și nici la cele din comisii. În schimb, deputații și-au suspendat deplasările de serviciu.